Dragilor, bine v-am regăsit din nou la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul acestei frumoase campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Restabilește echilibrul între sănătate și imunitate. Pandemia și distanțarea socială au pus o presiune foarte mare asupra sănătății noastre fizice și mentale, mai ales în ultimul an, un an și câteva luni, și considerăm că este momentul să acționăm și să restabilim echilibrul între sănătate și imunitate, iar restul, bineînțeles, că va veni de la sine. Așadar, în perioada 11-18 mai, vă invităm, dragi cititori, prin intermediul titlurilor din portofoliul editurii Herald, să vorbim alături de invitații noștri, terapeuți, psihoterapeuți, coach, nutriționiști, despre cum putem menține în parametrii optimi, în parametrii normali, funcționali, un sistem imunitar echilibrat care să ne ajute să avem o viață sănătoasă și împlinită atât din punct de vedere fizic, cât și din punct de vedere psihoemoțional. Astăzi, alături de noi este Radu Anghel, terapeut fizic cu tehnici osteopatice, student în anul 4 la Institutul Român de Osteopatie. Pe Radu îl puteți găsi pe pagina personală de Facebook și de asemenea unde puteți găsi și informații despre cabinetul său personal din București, Self Align Therapy. Astăzi, în cadrul acestei frumoase campanii despre sănătate, despre imunitate, ne-am oprit, bineînțeles, asupra unei cărți, o carte foarte importantă din colecția Terapia. Acolo unde, în această frumoasă colecție Terapia, găsiți foarte multe cărți despre acele terapii complementare, terapii alternative pentru îmbunătățirea sănătății noastre și, bineînțeles, a sistemului nostru imunitar. Și astăzi vorbim despre Tu și medicul din tine, terapia craniosacrală și eliberarea somato-emoțională de John Applegar. Așa cum spuneam, o carte foarte importantă în colecția Terapia, în traducerea doamnei Mihaela Gugu. Aș începe discuția noastră despre ceea ce înseamnă de fapt ca terapie osteopatia, ce este de fapt un osteopat și cum ne ajută această terapie complementară în a avea o viață mai împlinită, în a avea acest, cum spuneam puțin mai devreme, a stabili sau a restabili acest echilibru între imunitate și sănătate, cu atât mai mult în această perioadă de un an și ceva încoace, când, iată, am fost cumva supuși și din punct de vedere fizic și din punct de vedere psihic, emoțional, din punct de vedere sanitar, la un soi de, aș spune, un bombardament din punct de vedere al agresiunii asupra integrității și sănătății noastre. Radu. Mulțumesc, Sorin, pentru introducere și pentru invitația de a vorbi cu voi în cadrul acestei campanii. Felicit, chiar vă felicit că doriți să creați această punte între concepte profesionale din domeniul medicinei și a medicinei alternative cu societatea și cu oamenii care trăiesc și au nevoie de oamenii care au nevoie de aceste cunoștințe. Osteopatie. O să fiu cât mai cât mai sumar. Osteopatia este o știință propriu-zisă de terapie fizică manuală care are o istorie de aproximativ 150 de ani, concepută și creată în America, undeva la finalul secolului 20, la finalul secolului 19, și s-a dezvoltat atât în America, cât și în Europa, și în ziua de astăzi ea are o, este o nișă
de formare pentru orice practicant, fie de medicină alopată, fie de alte terapii alternative medicale, pentru a cunoaște corpul uman mai bine, relația dintre zona structurală, fiziologică a corpului și posibilele afecțiuni care pot apărea datorită disfuncțiilor fiziologice. Osteopatia, deși este prezentă în România, nu este atât de des răspândită și nu este nici înțeleasă foarte bine conceptual. Suntem puțin în urmă în România față de vecinii noștri europeni mai din vest, dar cu toate acestea sunt suficienți oameni pregătiți, atât în București, cât și în restul țării, care pot oferi, la momentul de față, tratamente osteopatice. Pot să spun un pic despre problemele, cele mai des întâlnite probleme de mine și de alți colegi de-ai mei anul acesta. Și noi le punem pe baza stresului, cum ai spus și tu, datorat de pandemie. Foarte mulți oameni au început să lucreze de acasă. Și asta a fost, aș spune, bine pentru multă lume, că s-au distanțat de mediul frenetic de birou și de oraș. Dar la scurt timp după au început să apară tot felul de probleme. Prima problemă, poziția incorrectă acasă. Foarte mulți oameni, la foarte mulți oameni li s-au trezit dureri, afecțiuni cronice pe care ei le aveau de mulți ani, dar datorită vitezei vieții, pur și simplu nu au avut niciodată timp aceste probleme să se manifeste, aceste afecțiuni. Și dintr-o dată ei stau acasă. Atât munca, cât și viața personală, cât și viața intimă, viața psihoemoțională într-o singură expresie, acum toate se suprapun pe aceeași suprafață de metri pătrați. Iar sub acest stres, sub această îngrădire a universului personal, oamenii au început să dezvolte dureri de spate, diferite probleme respiratorii, diferite tipuri de disocieri somatice, probleme digestive. Din nou spun, mare parte din problemele acestea acum acute, ele erau într-o fază cronică, deci ele s-au construit în timp. A venit pandemia, a venit acest atac, da? A fost o presiune imensă, atât externă cât și internă, și foarte mulți oameni au cedat. Acum, asta este o parte din problemă. A doua parte din problemă este că foarte mulți oameni, datorită limitărilor date de carantină, datorită temerii că dacă ies din casă și discută cu alți oameni sau merg la un cabinet de terapie sau chiar merg la spital, ei își pun în pericol în vreun fel viața. A limitat extraordinar de mult, cred eu, voința sau dispoziția ca ei să iasă și să caute orice formă de susținere medicală, alopată sau alternativă. Și asta a făcut treaba mult mai grea pentru toată lumea. Am încredere totuși că atât cititorii voștri și cei care vă urmăresc vor înțelege mesajul pe care voi vreți să-l transmiteți și, na, și eu îl transmit. Acesta este că mai bine îți asumi câteva riscuri, dar ai nevoie să începi să ai grijă de corpul tău. Și
ai nevoie să conștientizezi care sunt limitele tale de cunoștințe, privind cum poți avea grijă de corpul tău și acolo unde vezi că problema depășește limita ta de înțelegere, caută susținerea unui terapeut sau unui medic. Este cel mai bun sfat. Avem nevoie să ieșim din această problemă. Aș putea să spun un pic despre rolul unui osteopat, ce putem face noi pentru astfel de probleme. Vreau să încep prin a spune că osteopatia nu este un masaj. Este o terapie fină cu multiple abordări în funcție de afecțiune, în funcție de vârstă, în funcție de comportamentul pacientului. Osteopatia este dedicată echilibrării persoanei la nivelul ei cel mai profund prin modificarea parametrilor celor mai fine sisteme din corp. Aici mă refer la sistemul nervos, la sistemul hormonal și la sistemul cranial. Cum facem asta? Prin multiple tehnici fine. Adică noi testăm care sunt parametrii de tensiune, presiune și inflamație în corp. Și începem, să spunem, de la membrele inferioare, de la picioare și verificăm degetele, gleznele, genunchii, apoi coapsele, mergem mai sus în zona bazinului, verificăm ligamentele, tendoanele, care este starea articulației în general și așa mai departe, mergem până când ajungem la crani. Deci în urma unei evaluări de care poate dura între 5 și 15, 20 de minute, noi evaluăm starea inflamatorie a fiecărei articulații importante din corpul pacientului. Astfel ne creăm foarte repede o hartă mentală pe care o populăm cu posibilele probleme, posibilele rezolvări și în momentul acela îi spunem pacientului, bun, dumneavoastră, aveți o serie de dureri pe partea dreaptă. Acestea includ și ficatul, și genunchiul, și umărul, și poate și auzul. Haideți să încercăm să găsim punctul comun dintre toate și să remediem acel punct sau puncte comune, care de obicei sunt dureroase, sunt ascunse, sunt profunde în interiorul corpului, sunt o serie de nervi care sunt inflamați, poate este într-o articulație sau inflamat nervii și asta a dus la inflamația venelor, arterelor, a lichidului sinovial de acolo, a mușchilor, a țesuturilor și deși tu ai o durere în cot, să spunem, pe tine tu o resimți doar în articulație și număr. Deși problema în sine este în cot. Și la asta aș spune că ne pricepem noi ca osteopați cel mai bine este să identificăm zonele gri de afecțiune și să cercetăm până când găsim numitorul comun sau un termen pe care îl folosim în osteopatie și în alte terapii, este lanțul lezional. Și căutând astfel lanțul lezional, de multe ori ajungem la probleme care sunt foarte vechi. Aș vrea să te întreb, îmi cer scuze, făcând cumva referire și la titlul cărții Tu și medicul din tine, care are un titlu sau hai să spunem un subtitlu, o continuare foarte, foarte sugestivă, terapia craniosacrală și eliberarea somato-emoțională și mai ales pun accentul pe ultimele cuvinte, eliberarea somato-emoțională. Cum facem, de exemplu, noi ca prin osteopatie să aflăm și problemele de natură psihoemoțională ale pacientului și de ce spun asta? Pentru că, hai să zicem,
probabil că sunt un cumul de factori care ar putea să ne dezechilibreze starea noastră de sănătate și sistemul imunitar, începând poate de la o dietă defectuoasă, un regim alimentar prost, lipsa exercițiilor fizice, nivelul de hormon din nivelul hormonilor de stres, de asemenea starea de sănătate poate a intestinelor și mai ales cantitatea de toxine din organism, defectuoasa gestionare a emoțiilor. Cum reușim noi să facem față acestor lucruri? Aici am nevoie să introduc câteva concepte pe scurt care se află cu care se lucrează în osteopatie. Primul este că corpul uman și ființa umană este un tot unitar. Așa că în osteopatie, corpul, partea sa structurală, de la os până la nervi, până la mușchi, piele, împreună cu mintea, adică zona nervoasă cognitivă, care ne asigură cogniția, și, să zicem, ce alte subelemente ar mai fi, toate funcționează în același timp, pe multiple nivele și ele toate generează ființa, omul, cu personalitate, obiceiuri, tendințe, stare emoțională, echilibru hormonal. Deci în osteopatie corpul este luat pe de-a întreg. Așa că de multe ori în terapia osteopatică și în mod special prin tehnicile terapiei craniosacrale, noi de multe ori vedem cum anumite afecțiuni fiziologice pe care le putem vedea foarte clar. De exemplu, o durere, o tensiune a osului temporal drept. Da? Este în spatele urechii, în mod normal te doare doar dacă te-ai lovit sau ai o durere de cap sau ai o sinuzită. Dacă nu ai o problemă acută, nimeni nu-și bate capul cu el. Cu toate acestea este... mă întorc, da? Deci am o afecțiune aici. Înseamnă că el nu se mișcă, el este prea dur, el la atingere, el este foarte sensibil, adică generează imediat durere dacă îl ating un pic mai profund. Și avem această problemă. Cum se manifestă la persoană? Păi de cele mai multe ori va avea un anume nivel de stare de confuzie, agitație, neliniște, o stare de nesiguranță. De asemenea, dacă problema este suficient de veche, persoana va avea și mici probleme de echilibru, insesizabile în viața de zi cu zi, dar la o verificare, eu o să pot vedea că datorită micii sale afecțiuni doar a osului temporal, el are echilibru precar. Nici nu audă la fel de bine. Vertijuri, amețeli, micro-vertijuri, micro-amețeli. Acum, mintea ia aceste informații, mintea, zona cognitivă, zona de percepție personală, ia aceste informații și le traduce în stări, senzații, emoții. Dar ele sunt în același timp, ele se petrec în același timp. Eu, ca osteopat, ce fac? Recunosc atât stările pacientului, recunosc atât afecțiunea, și mă concentrez direct pe afecțiune. Pentru că afecțiunea este palpabilă. Odată ce am reușit să detensionez osul temporal și să-l reechilibrez cu celălalt os temporal, asta poate să dureze o ședință, două, trei. Da? Odată ce facem aceste lucruri, 9 din 10 pacienți își vor reechilibra acele stări emoționale, vor fi mai ușor de integrat, vor părea mai puțin importante sau pur și simplu trec de tot. Aici aș vrea să, legat de întrebarea ta de eliberarea somato-emoțională, aș vrea să menționez că pentru pacienții cu afecțiuni mai grave, care implică
și o implică și probleme sau dificultăți emoționale. Am avut rezultate minunate lucrând împreună cu alți psihoterapeuți. Adică eu lucrez cu pacientul în zona aceasta de osteopatie, în care mă concentrez mult mai mult pe partea somatică, dar iau mereu în calcul emoționalul, cognitivul, și apoi alți colegi lucrează cu ei pe zona cognitivă și emoțională. Și astfel am avut rezultate minunate cu unii pacienți. Doctorul osteopat John Appleger, el a creat, a conceput câteva protocoale prin care, prin tehnicile sale ale craniosacrale, el reușea să producă în corpul pacientului o eliberare emoțională, un catarsis. Și făcea asta folosindu-și conceptul său, lucrând atât cu întregul sistem nervos al pacientului, dar și cu zona afectată. Cum teoretizează el, este că o persoană care a suferit o traumă la un moment dat în viață, chiar dacă trauma a fost somatică, adică a fost lovit sau s-a lovit, sau a fost pur verbală sau a observat ceva groaznic, acea traumă se înregistrează în corp, undeva în corp, și ca o disfuncție somatică. Și ce face el? Identifică disfuncția somatică în corp și își folosește tehnicele ca să delibereze problema, din nou, palpabilă într-un fel, timp în care le permitea pacienților să-i să fie într-un mediu și într-un cadru terapeutic în care ei să se pot descărca, ei să se simtă în siguranță, ei să se lasă, să-și integreze emoțiile. Foarte interesant, școala de craniosacrală a lui Appleger este probabil cea mai recunoscută și cunoscută în România. O caracteristică a lui a fost că a școlii acestea este că permitea oricărui student să învețe tehnicile. Nu erau nevoie de alte studii medicale anterioare. Și asta este interesant și asta prezintă el mai departe în carte, tu și medicul din tine. Căci un alt concept în osteopatie, care este aproape spiritual, dar îl putem regăsi și în zona de psihoterapie, este că avem o parte din ființa noastră, din corpul nostru, deci o serie de nervi care sunt în interiorul fiecăruia, acționează ca un administrator. Am putea să-l numim sistemul nervos central. Și el, acest sistem nervos central, nu este personalitatea noastră. Personalitatea noastră este alta. El este cel de la butoane, cel care ne menține într-o stare de viață, în esență. Și în osteopatie sunt anumite modalități tehnici prin care cauți, ca terapeut, să te conectezi la acest sistem primar din interiorul pacientului. Bineînțeles, cu tact, cu blândețe, cu răbdare. Și rezultatele sunt fantastice. Aș numi-o ca un fel de reset. Vine, este un pacient și să zicem că este foarte agitat. Și pentru că este foarte agitat, fără să vrea, așa este starea sa de o zi, de o lună, de un an, de ani de zile. Și pentru că este foarte agitat, eu îmi dau seama că agitația sa, o bună parte din ea, nu este voită, este involuntară. Este doar o reacție a unor dezechilibre interne, fiziologice.
Așa că un prim pas ar fi să îi liniștesc starea. Și prin anumite tehnici, asta fac, induc o relaxare și o liniștire a corpului. Ușor, ușor, el devine din ce în ce mai liniștit, până când eu încep să am acces la starea sa internă, la acest medic interior, administrator de sistem, care în cazul unor persoane care suferă de afecțiuni cronice sau nu știu, trec într-o perioadă foarte grea, ajung să ignore sau să suprime sau în cel mai rău caz să se disocieze de această parte internă. Și ce facem noi este să mergem acolo și să ne conectăm din nou cu acea parte. Odată conectată, o îndrumăm, o activăm, o pompăm într-un fel cu energie, o trezim la viață. După care, foarte ușor, ne ieșim din sistemul pacientului și, dacă facem asta de câteva ori, pacientul de la sine începe să se armonizeze. Corpul său lucrează mai bine în armonie. Iar pentru pacienții mai sensibili, mai unii nativi, alții antrenați în percepția internă, ajung să fie mai sănătoși. Și genul de sănătate care înseamnă, de fapt, vitalitate, energie, voință, poftă de mâncare sănătoasă, acestea sunt. Poftă de viață? Sănătatea. Poftă de viață, da. Știi, care în final înseamnă lipsă de frică sau frică cât mai mică. Răbdare, energie. Să te bucuri că e soare afară sau plouă. Aia înseamnă să fii conectat cu medicul din tine. Dragii noștri, un dialog foarte interesant cu Radu Anghel, terapeut fizic cu tehnici osteopatice, student în anul 4 la Institutul Român de Osteopatie. Așa cum vă spuneam la începutul materialului al interviului nostru cu el, cu Radu Anghel, îl puteți găsi cabinetul lui personal în București, Self Aligned Therapy, și de asemenea pe profilul său de Facebook găsiți informații. Îi mulțumim foarte mult, Radu Anghel. Noi am vorbit astăzi în cadrul campaniei despre echilibru și imunitate și sănătate. Am vorbit despre cartea Tu și medicul din tine, terapia craniosacrală și eliberarea somato-emoțională de John Applegear, o carte publicată în colecția Terapia în traducerea doamnei Mihaela Gugu, o carte pe care vă o recomandăm cu mare drag. Noi ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă, cum spunea și Radu, să vă bucurați de soare, să avem o zi frumoasă și să ne revedem data viitoare la un nou episod a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Zi bună, lectură plăcută, la revedere, numai bine!